Doar corner pentru trupa lui Costel Enache. Bate Ongenda. Golovka, șutul lui Golovka, bară! A doua bară a Botoșanului. Ongenda din lovitură liberă și acum Golovka. Spuneam și mai devreme, CFR-ul este echipă valoroasă, dar este și norocoasă. Cel puțin în această seară, băieții lui Toni Conceição sunt ocrotiți de șansă. Iată-l pe Jesus Fernandez, reacționează târziu. Bine, nici nu a avut vizibilitate acolo, portarul CFR-ului, pentru a interveni. A plonjat așa, mai mult de dragul de a arăta că este implicat în acel moment, dar nu avea nicio